Curtea, dar și sălile instituției au fost neîncăpătoare pentru miile de vizitatori care au ales să-și petreacă seara de vineri la bibliotecă. Activitățile diverse, spectacolul de magie, dar și concertele i-au încântat. Frumos! Ce-ți place cel mai tare? N-ai făcut bine de muzica. Puțin, dar ce-ai tu pe fățucă? Cam aici ce... Ce ești în seara asta? Pisică. A fost foarte interesantă, chiar mi-a plăcut foarte mult, pentru că am fost cu colegii de clasa a 5-a. Foarte mult mi-a plăcut acolo unde am văzut cărțile. Erau niște rafturi care se mișcau, apăsând pe un buton. Și îmi place faptul că biblioteca a fost deschisă pentru toată lumea din acest oraș. Foarte frumos! E prima dată când vii aici? Am mai venit odată. Îmi place foarte mult să citesc. Ai și un autor preferat? Nu. Ce-ți place să citești cel mai tare? Povești. Sunt binevenite pentru copii și pentru noi. E o idee foarte bună. Este mult mai modern acum. Am văzut colecția de sus de la etaj. Da, este interesant. Am înțeles că se va deschide în curând o expoziție. A fost organizată și o bursă a locurilor de muncă pentru persoanele defavorizate, care au reușit să-și găsească de lucru după ce au luat parte la un proiect transfrontalier. Persoanele care au participat astăzi la acest târg de locuri de muncă sunt cei care au făcut parte din grupul țintă, vorba de persoane cu dizabilități și persoane de etnie romă, și la interviurile din această seară a reieșit că toți sunt angajați, unii dintre ei chiar în angajări, de exemplu, la diferite companii. Majoritatea, în schimb, lucrează la RADPFL. Timp de 6 ore, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Man din Craiova și-a deschis larg porțile pentru cititorii de toate vârstele, care au putut să ia parte la numeroase evenimente organizate cu scopul de a cunoaște mai bine biblioteca, serviciile și spațiile în care își desfășoară activitatea. Avem un număr destul de ridicat de cititori și de oameni care vin și împrumută sau studiază la bibliotecă. Marea noastră bătălie este să-i păstrăm pe cei pe care îi avem deja și apoi să aducem alții noi. Dacă ne uităm acum puțin în curtea bibliotecii, este clar că ne asigurăm pentru câțiva ani un număr important de utilizatori. Însă aceste activități am folosit în un șocant, referindu-mă la programul din noaptea bibliotecii, sunt menite să atragă și un public care altfel n-ar fi călcat pragul unei biblioteci. O noapte în bibliotecă este un proiect care se derulează la nivel național în fiecare an sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și are ca scop promovarea lecturii și a bibliotecilor publice în comunitățile locale.